Cartea, care este editată în limbile română și rusă, a fost lansată în aer liber. La eveniment au participat politicieni, scriitori, analiști politici și academicieni. Domnul Roșca, din punctul meu de vedere, este unul din cei mai experimentați politicieni din Republica Moldova și din câte vedem, chiar dacă de o anumită perioadă nu este nemijlocit în Parlamentul Republicii Moldova, totuși influența, totuși punctele lui de vedere au o valoare incontestabilă. Noi avem nevoie de asemenea cărți, de asemenea mărturii, pentru ca să nu să se piardă atmosfera acelor timpuri romantice pe care noi le-am trăit și pentru ca mai bine să înțelegem cum de-am ajuns la zile de azi. Cu principii și valori. Многие темы, которые затрагивает господин Рожко, они касаются как раз именно христианства. Поэтому я здесь. Iurie Roșca susține că această carte redă viziunea unui creștin tradiționalist. S-a abținut să critique actuala clasă politică și s-a axat asupra problemelor care frământă societatea. Este vorba doar de articolele de viziune care țin de problemele fundamentale ale Republicii Moldova, cum s-ar putea reconcilia societatea, cum am putea crea o altă perspectivă pentru Republica Moldova, cum ar trebui să depășim traumele trecutului. Culegerea Moldova, partea care a devenit întreg, a fost tirajată în peste 700 de exemplare și este oferită gratuit.